discuție scurtă pe tema proiectului de buget pentru anul 2020. Aș vrea să vă fac o scurtă prezentare și să vă acord posibilitatea, dacă există nelămuriri, să ne adresați întrebări. Participă la această conferință alături de mine domnul director economic Ștefan Opriș, doamna director strategii proiecte Popa Oana și doamna Daniela Stoica, șef serviciu patrimoniu investiții. O să intru direct în prezentarea bugetului care a fost adoptat astăzi prin hotărâre de Consiliu Județean și o să vă spun că aveți de altfel și dumneavoastră acest material pe care îl prezint pentru a putea avea datele și după prezentare. Vorbim despre un buget în valoare de 517,54 de milioane de lei, împărțit pe cele două secțiuni, funcționare și dezvoltare. Aș vrea să semnalez și să puntez faptul că există o evoluție pozitivă a bugetului alocat dezvoltării. Dacă în 2018 procentul din buget alocat dezvoltării a fost de 36,62%, în 2019 constatăm că acest procent a ridicat la 56,41%, iar în acest an ne propunem pe dezvoltare un procent de 63,67%. Bineînțeles, în mod corelativ, pe funcționare, cheltuielile alocate funcționări și care nu aduc dezvoltare județului, sunt în descreștere, de la 63,38% în 2018 la 36,33% în acest an. Veniturile pe funcționare sunt cele pe care le aveți în stânga, 108,05 milioane de lei și aveți sursele de venit. Ceea ce cred că vă interesează în mod special sunt veniturile din dezvoltare. Constatăm că în acest an cea mai mare felie este alocată sumelor provenite din Programul Național de Dezvoltare Locală, PNDL. Practic 49,98% din aceste venituri pe dezvoltare vin din acest program guvernamental și 37% vin din fondurile europene FED, 37%. Acestea sunt sumele cele mai mari și aș vrea să vă fac o scurtă explicație la acest slide, la această situație. De ce PNDL-ul are acum o sumă mai mare? Pentru că am ajuns cu contractele pentru care am obținut finanțare guvernamentală să fim foarte avansați. Și în acest an, practic, fiind lucrările în derulare și fiind foarte înaintate, spre exemplu, lucrarea de la Cocșa-Mutiș, se termină înainte de termenul prevăzut în contract, la anul acesta, în primăvară, probabil se închide. Deci, vom deconta întreaga sumă pe această lucrare. O altă lucrare mare, care, practic, din cei 130 de milioane pe PNDL, da, cam 90 de milioane vor merge pe gaz limnic, care, tot așa, în vara acestui an, se va închide. Deci, sunt sume cu care vom achita contravaloarea lucrărilor care vor fi făcute în acest an pe PNDL. Pe fonduri europene avem, de asemenea, începute lucrări, dar nu sunt începute toate lucrările, unele suntem
încă în licitație pentru atribuire contract de construire, da? Însă avem pe program operațional regional drumul Mediaș-Bârdiș deja început, acolo unde conta sume importante pe parcursul acestui an, și ne-am alocat și pentru celelalte două drumuri mari pe care le avem acum în licitație, Mediaș, Armita Sighișoara și Ogna Țapu. Sunt proiecte importante care vor genera venituri pe dezvoltare în anul următor, în anul 2021. Ce vreau să vă mai spun este că știți cu toții din presă că Ministerul Dezvoltării Regionale a început un amplu proces de verificare a lucrărilor derulate pe fonduri PNDL. Vă anunț că un astfel de control a fost și la Consiliul Județean Sibiu și că, spre deosebire de alte județe din țară, s-a constatat că toate sumele solicitate spre decontare sunt sume care se justifică atât din punct de vedere legal, cât și din punct de vedere al calității efectuării investițiilor. Pentru că știm că sunt județe în țară în care s-au decontat bani și lucrurile nu erau făcute. Era la 90% făcută decontarea și în teren nici măcar nu era dat ordinul de începere a lucrărilor. Nu este cazul la județul Sibiu, deci banii pe care îi primim, îi și folosim și legal și și respectând condițiile de calitate. Cheltuielile sunt în total 507 revizionăm, 517,54 de milioane, din care, așa cum am zis, 188 milioane pe funcționare, 329 de milioane, 40,49 pe dezvoltare. Din acest grafic puteți constata care sunt principalele domenii în care merg investițiile pe dezvoltare. Numărul 1, transporturi, 63,68% din bugetul alocat dezvoltării merge pe transporturi și sănătatea, pe locul 2, da, 30,94% alocăm investițiilor în infrastructură spitalicească și aparatură spitalicească. Pe partea de funcționare, constatați că asigurările și asistența socială are alocat 32,34%, de acolo intră salariile personalului angajat în întregul de GSPC, bunurile, serviciile. Și mai avem o sumă deloc de neglijat de 29,34%, cultură, recreere și religie. Ce vreau să știți este că în cheltuielile pe care le facem pe cultură, intră nu doar salarizarea celor din instituțiile de cultură aflate sub ordinea Consiliului Județean, ci intră toate festivalurile și evenimentele care se derulează de către aceste instituții. Spre exemplu, Junii Sibiului, în suma alocată pentru funcționare, intră festivalul Iarmatia, Cântecele Munților, da? Deci, când vă faceți analiza, vă rog să aveți în vedere aceste lucruri. Cheltuielile de personal influențează destul de mult bugetul pentru anul 2020, de aceea am vrut să vă ofer o explicație în plus și să vă spun că acestea au fost influențate odată de creșterea salariului minimului pe țară, care a fost aplicat de Consiliul Județean Sibiu, majorările salariale date pe lege, da?
a rămas acea o treime din diferența prevăzută pentru anul 2022 și cel din decembrie 2019, da, din diferența previzionărilor pentru acești ani, da. Majorări salariatele pentru activitatea prestată în proiectele finanțate din fonduri europene nerambursabile, deci acele sume pe care le dăm în plus colegilor care lucrează cu fonduri europene, dar vreau să vă spun că în marea lor majoritate sunt recuperate din cheltuielile proiectului. Deci nu împovărăm bugetul Consiliului în mod direct, acele sume ulterior sunt recuperate din proiectele pe care le derulăm pe fonduri europene. Și sporuri pentru categorii de personal, limitele și condițiile legii. Ce vreau să menționăm și să fie foarte clar înțeles, angajații Consiliului Județean nu primesc sporuri. Am auzit tot felul de discuții pe acest subiect, deci să fie foarte clar, nu discutăm de sporuri pentru angajații Consiliului Județean, discutăm de sporuri pentru categoriile de personal de specialitate din subordinea DGSPC, categorii care pe legislație au un salariu mic și care au o muncă grea. Și atunci ne-am gândit că în acest fel să compensăm, atribuind aceste sporuri, diferența între ce primesc conform legislației și ce ar putea să primească. Și am făcut o analiză pe regiunea centru. Am vrut să vă arătăm în mod cu totul și totul special că nu ne concentrăm, că ne interesează dezvoltarea, nu ne interesează să plătim salarii și atât. Și să, din analiza pe care am făcut-o, vreau să vă spun că pe regiunea centru, colegii mei aici au fost modești când au zis că suntem sub media salariilor din Consiliile Județene din regiunea centru, vreau să vă zic că suntem cu salariile la cele mai mici din regiunea centru. Și avem organigramă cea mai suplă dintre Consiliile Județene din regiunea centru. Cei mai puțini angajați dintre toate consiliile județene din regiunea centru. A fost o atitudine prudentă pe care am avut-o pe această chestiune, încă de la momentul la care a intervenit legea salarizării, pentru că am gândit în timp, ne-am gândit doar la anul în care aplicăm legea salarizării, ne-am gândit că acea legislație se aplică în timp. Și dacă nu am fi avut această atitudine prudentă, la acest moment ar fi fost pus în situația să ne putem face investiții. Am putem să facem investiții și să avem buget pentru investiții, pentru că am știut cum să cheltuim bani. Așa cum v-am zis, prioritățile în structurarea bugetului au fost pe infrastructură rutieră și nu așa că ne plac nouă drumurile, ci pentru că în toate discuțiile pe care le-am avut cu angajatori din județul Sibiu, cu persoane publice și autorități care ne-au vizitat, da? Toată lumea pune accent, în primul rând, pe infrastructura de transport. Și atunci ne-am alocat atenția necesară pentru a rezolva această problemă. Am demarat de la începutul mandatului un amplu proces pentru întabularea drumurilor județene ca să putem să absorbim fonduri pe aceste drumuri și suntem în situația în care la acest moment 60% sau cât avem întabulat din... Da, avem contract pe 60%, cam 50% se întabula și am prevăzut în acea listă de studii, proiecte invocate anterior, să avem achiziția celorlalte drumuri știm pentru cadastrarea lor. Știm cu toții că fără să fie întabulate în cartea funciară nu putem să absorbim fonduri europene. De când am venit, am început cu reglementarea juridică a proprietății județului, pentru că am preluat un județ în care nici drumurile, nici imobilele nu aveau o reglementare juridică care se corespundă stării de fapt și acest lucru, de fiecare dată, când eram nevoiți să aplicăm la un proiect european, trebuia să ne dăm peste cap și să
ne chinuim să găsim soluții, să întabulăm sau să reglementăm situația unui mobil sau altul. La acest moment suntem bine, am întabulat mare parte din aceste drumuri și am reglementat situații juridice și pentru alte imobile din subordinea, din proprietatea noastră. Un alt domeniu prioritar este sănătatea. Întotdeauna am spus că în sănătate de ani de zile nu s-au investit bani și de aceea sistemul de sănătate este situația în care există acum. Vreau să vă spun că în continuare este nevoie să se investească așa și nu știm dacă vreodată cât de curând vom ajunge ca să putem să fim mulțumiți de condițiile pe care le oferă sistemul public de sănătate. De aceea am acordat o atenție sporită acestui domeniu și următorul capitol în structura bugetului arată că alocăm pe dezvoltare 101,94 milioane lei. Mă rog, urmează ca și cheltuială asigurările și asistența socială, obligatoriu de suportat de către Consiliul Județean Sibiu, cultura, sportul și acțiunile destinate tineretului, care au pe funcționare o sumă mai mare decât pe dezvoltare și v-am explicat din ce motiv. Întreaga activitate a instituțiilor de cultură este susținută pe secțiunea funcționare. Iar în ce privește investițiile în imobilele instituțiilor de cultură, instituțiile de cultură din subordinea Consiliului Județean stau bine în acest domeniu, deci am fost liniștiți din acest punct de vedere că n-a fost nevoie iminentă să facem investiții în această direcție, deocamdată. Pentru aeroport au fost alocați 4,06 milioane lei, 2 pe dezvoltare și 2 pe funcționare. Pentru programul de investiții pe anul 2020, secțiunea Sănătate, cel mai important proiect pe care